Reformiștii au câștigat alegerile în Iran după ce candidatul Masud Pezeșian a câștigat al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Iran. Acesta l-a devansat pe ultraconservatorul Said Jalili. Noul președinte cere bunătățirea relațiilor cu Occidentul și mai ales cu Statele Unite ale Americii. Cetățenii din Iran au fost chemați la vot în grabă pentru găsirea unui înlocuitor pentru fostul lider ultraconservator Ebrahim Raizi, decedat într-un accident de elicopter pe 19 mai. Deputatul Masud Pezeșchian a strâns peste 16 milioane de voturi față de cele peste 13 milioane de voturi primite de adversarul său, Said Jalili, un fost negociator al dosarului nuclear iranian dintr-un total de 30 de milioane de voturi numărate. În procente, Pezeșchian a obținut aproape 54% din voturi, în timp ce contracandidatul său a primit aproximativ 44% din voturi, în timp ce rata de participare a fost de aproape 50%. Scrutinul a avut loc într-un context de nemulțumire a populației, în special cu privire la starea economică economiei, lovită puternic de sancțiunile internaționale. Participarea la primul tur în urmă cu o săptămână s-a situat la aproape 40% din cele 61 de milioane de alegători, cel mai scăzut nivel din ultimii 45 de ani în Republica Islamică, departe de cele circa 80% de la alegerile prezidențiale de la sfârșitul secolului 20. Clasat pe primul loc în primul tur, Masud Pezeșchian, un chirurg în vârstă de 69 de ani în care își afirmă loialitatea pentru Republica Islamică, s-a descris drept un politician conservator care crede că reformele sunt necesare și, ca mulți alți politicieni din tabăra reformistă, a cerut îmbunătățirea relațiilor cu Occidentul. Pe plan intern, el a criticat reglementările stricte din Iran privind portul vălului islamic pentru femei și a declarat că se opune cenzurii internetului. Pezeșchian a primit sprijinul unor foști președinți precum reformistul Muhammad Khatami și moderatul Hassan Rouhani. Noul președinte ales, originar din nord Iranului, a activat în armată în timpul războiului din Golf și apoi, an la rând, a practicat chirurgia cardiovasculară în orașul Tabriz. El a avut o campanie discretă în care a cerut refacerea încrederii între guvern și iranieni. Pezeșchian a fost ministru al sănătății în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al reformistului Muhammad Khatami, între anii 2001 și 2005. Totuși, alegerile vor avea urmări limitate pentru că președintele are doar puteri restrânse. El este însărcinat să aplice la conducerea guvernului marile linii politice fixate de ghidul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, care este șef al statului. Acest scrutin a fost urmărit cu atenție în străinătate în condițiile în care Iranul, țară importantă în Orientul Mijlociu, se află în centrul mai multor crize geopolitice, de la războiul din fâșia Gaza până la dosarul nuclear, în care Teheranul se opune țărilor occidentale, în special SUA, inamicul său.